RomGaz, marele producător de gaze naturale din România, marele furnizor, profitabilitate cu o treime mai mare în 2022, însă taxă de solidaritate imensă. Vedem că RomGaz a raportat situațiile financiare pe 2022, cifre foarte bune, îmi plac aceste cifre pentru RomGaz, excelente. Vedem că e un sezon de raportări bune pentru companiile din energie cu precădere în România, pe bursa de valori din București. RomGaz este producătorul, exploratorul și furnizorul de gaze naturale din România, este un jucător cheie în industria energetică din țara noastră și atunci ar trebui să îl analizăm, dar nu va fi o analiză ușoară. Așa că ar trebui să te pregătești puțin pentru că poate să fie un efort intelectual mai mare. De ce spun asta? Vreau să acopăr situațiile financiare pentru Romgaz și să vedem dacă este o investiție atractivă în RomGaz sau nu, adică dacă merită să adăugăm RomGaz în portofoliul nostru de investiții pe perioada următoare, asta o dată și pe locul 2 vreau să discut despre modelul de afaceri RomGaz, ce ordonanțe de urgență există acolo în spate care cumva poate să erodeze profitabilitatea, de fapt o face și să discutăm de taxa de solidaritate și bineînțeles știi cum procedăm pe acest canal, dacă ești un membru FoxLand, dacă nu ești deja un membru FoxLand, abonează-te nu mai aștepta pentru că sunt o mulțime de proiecte care se pregătesc pentru tine gratis. Și atunci, vreau să discutăm de Neptun Deep, da? Vreau să abordăm acest proiect în această prezentare pentru că este, să spun așa, un potențial uriaș pentru RomGaz sau un eșec uriaș pentru RomGaz în viitor. Cheltuie miliarde de RON pentru Neptun Deep, de fapt a cheltuit deja în momentul în care a achiziționat participația de 50% în proiect de la Exxon Mobil și acum este într-o asociere în participațiune acel joint venture cu OM pe Ce este Neptun Deep? Discutăm absolut totul în acest videoclip. De aceea vreau să spun că o să fie destul de comprehensiv și ar trebui să te pregătești pentru multe detalii. Să începem analiza. În primul rând o luăm etapizat. Da? Începem cu anumite informații cheie financiare pentru RomGaz. Vedem în acest articol, RomGaz profite 2,54 miliarde de lei în 2022, în creștere cu o treime față de 2021, deși producția de gaze naturale a scăzut ușor și o să vedem o rezultate financiare. Compania estimează că va plăti aproape un miliard de lei ca taxă de solidaritate. Mai adăugăm un jucător lângă nuclear electrică, lângă hidroelectrica și așa mai departe. Dar acum vorbim de gaze naturale, nu de energie electrică, deși RomGaz produce și energie electrică și și-a luat și licența de furnizor de energie electrică. O să discutăm și despre acest aspect, că e foarte interesant. Dar, în primul rând, producătorul național de gaze, RomGas, cu capital majoritar de stat, a încheiat anul 2022 cu un profit de 2,54 miliarde de lei în creștere cu 32% față de rezultatul net de 1,91 miliarde de lei înregistrat în anul precedent. În ciuda faptului că producția de gaze a scăzut ușor, asta am văzut și pe energie electrică la companiile acoperite până acum, a scăzut producția de energie electrică, dar totuși au avut vânzări și profit uriaș. De ce? Datorită prețului. Prețul este componentul principal din aceste creșteri. Dar, bineînțeles, este până la un anumit punct, pentru că după acel punct, este luat de către stat pentru a compensa facturile cetățenilor, care, bineînțeles, ar fi avut o povară mai mare să plătească în absența acestor ordonanțe. Da. Adică ăsta este rolul ordonanței în spate. Nu facem politică. Nu susținem ordonanța. Nu blamăm ordonanța. Suntem neutri. Pur și simplu an. Analizăm ce piese de pază avem în față, încercăm să le punem la oaltă și să luăm. Decizii informat. Acum, cifra de afaceri preliminară pentru anul 2022 a fost de 13,38 miliarde de lei în creștere cu 128,61% față de 2021 când s-a ridicat la 5,85 miliarde de lei. Dați, spun puțin așa, după care intrăm în situații financiare împreună. Dar, uită-te aici, e foarte important, da, de aceea am intrat în acest articol pentru că face un sumar destul de bun. O să ne uităm și în ordonanță, dar în anul 2022 a fost emisă ordonanța de urgență prin care s-au stabilit anumite obligații în ceea ce privește nivelele de gaze și prețurile de vânzare. Conform acestei ordonanțe actualizate, să vedem ce se întâmplă. În perioada aprilie 2022, martie 2023, prețul gazelor vândute furnizorilor clienților caznici trebuie să fie 150 de lei pe megawatt oră. Perioada a fost prelungită până în 2025, da? Uite, avem aici ordonanța de urgență și poți să te uiți în cuprinsul ei, nu doar în articol. Vedem perioada până în 2025, vedem exact ce prevedere există și trebuie aprofundată legea dacă investești masiv în această companie, pentru că trebuie să vezi exact ce se rupe de acolo, dar noi oricum analizăm. Totuși, în perioada aprilie 2022-august 2023, prețul gazelor vândute furnizorilor producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturală utilizată la producerea de energie termică în centrale de cogenerare și în centrale termice destinate consumului populației trebuie să fie de 250 de lei pe megawatt oră. Și îți explic că aici de perioadă, nu mai stau să citesc toată legea și ordonanța de urgență, dar foarte important, în general, RomGaz încheie contracte de vânzare a gazelor naturale pe perioada anului gazier, de între octombrie și septembrie. Astfel, cantitățile rămase disponibile a fi vândute, conform ordonanței, au reprezentat 30% din livrările perioadei. Ulterior, datei de 1 octombrie 2022, 90% din cantitatea livrată de ron gaz a fost vândută la prețul de 150 de lei pe megavatoră, plafonat, da? Asta este, să spun așa, situația din spate. Și mai vedem anumite detalii, dar oricum ne uităm în situații financiare și acolo sunt aceste detalii, pentru că în articol sunt preluate din situații financiare, unde noi oricum o să analizăm împreună. Acum, o să fie și o cheltuială cu redevență petrolieră, o să-ți explic și această cheltuială ce este. Impozitul pe venitul suplimentar din activitatea de vânzare a producției de gaze a crescut cu 3,65 de miliarde de lei, aproape cu 3x comparativ cu anul 2021. Impozitul a scăzut semnificativ în trimestrul al 4-lea datorită livrării a peste 90% de cantitate în, în perioada octombrie-septembrie. Și atunci, bineînțeles că în trimestrul 4 n-au mai vândut atât de mult pentru că contractele au fost înregistrate în perioada octombrie-septembrie, și atunci a fost în trimestru 3, da? a fost înregistrat venitul, în momentul în care s-a încheiat contractul, chiar dacă banii nu s-au încasat, pentru că suntem într-un accrual basis of accounting, nu suntem în cash basis of accounting. Și atunci venitul se înregistrează când este realizat, nu când banii sunt încasați. Și bineînțeles, impozitul aparent se aplică pe venitul înregistrat în perioada respectivă. Ca să-i acest lucru, da? În 2022 pentru producătorii de energie electrică a fost introdus acel impozit de 450 de lei pe megawatt oră, da? Tot ce produci peste 450 de lei pe megawatt oră, ia statul, da? Se duce către fondul de tranziție energetică și romgaz produce și energie electrică, da? Și Contribuția de solidaritate, vedem aici, începând cu anul 2022, pentru producători de gaze naturale a fost contribuția de solidaritate și scrie așa ca urmare a implementării în legislația românească a regulamentului UE din Uniunea Europeană, privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, valoarea aferentă anului 2022 este estimată la aproape 1 miliard de lei uriași. Banii aceștia se duc către statul român. Profitul nepreliminar este de 2,54 miliarde de lei. Discutăm imediat. Vedem că în august 2022 Romgaz a finalizat achiziția acțiunilor Exxon Mobile Exploration da, in Production Romania Limited în prezent Romgaz Black Sea Limited care deține 50% din drepturile dobândite și bineînțeles din obligațiile asumate prin acordul petrolier pentru zona estică, da, zona de apă adâncă a perimetrului offshore Neptun din Marea Neagră. Prețul a fost de 1,6 miliarde de dolari, aproape 5 miliarde de ron. O să vedem lucrul acesta. Vedem că Romgaz a primit licență de furnizor de electricitate, da? foarte recent, și cel mai avantajos furnizor de electricitate este hidroelectrica. Ceea ce e un lucru foarte interesant. Vedem că producătorii, mari jucători de energie, încep din ce în ce mai mult să se integreze pe verticală. Ce înseamnă asta? Adică nu se specializează pe o singură linie de activitate, producție și atât. Nu. Vedem că se dezvoltă pe verticală, adică dezvoltă, bineînțeles, producția, că e activitatea principală, dar încep să dezvolte și furnizarea. Vedem, în un caz și distribuția, chiar și înmagazinarea gazelor naturale. Vedem hidroelectrica care produce cel mai mare producător de energie electrică din România. Vedem că a devenit unul dintre cei mai atractivi furnizori nu mai de la, să spun așa, electrica, de la Enel și din alte părți, sau bineînțeles ei, dar ei mult mai mult de la hidroelectrica. Vedem că în cota de piață a crescut enorm. Nu s-a ajuns chiar la electrica, dar a crescut enorm. Și atunci e foarte interesant această dinamică, e foarte interesant să stăm cu ochii pe acești jucători, să vedem cât de mult se pot dezvolta pe verticală și dacă este un avantaj competitiv, ar fi, dar devin niște mamuți uriași ulterior, da? Și atunci ce vor face acești jucători micoți? E interesantă și această situație, dar vreau să spun câteva cuvinte despre Romgaz, cu ce se ocupă Romgaz, ce înseamnă să explorezi, să produci gaze naturale, pentru că înțelegem mai bine proiectul Neptun Deep și putem să avem o opinie sau cel puțin să spun așa, o atenție mai strategică în momentul în care ne uităm pe situații financiare și raționăm dacă Neptun Deep, investiția Neptun Deep de 5 miliarde de ron a fost, bineînțeles, strategică, o poziție avantajoasă sau au fost bani care au ieșit într-un mod nu cel mai eficient. Ideea este că tu poți să extragi gaze naturale în două moduri, da? Onshore și offshore. Onshore înseamnă precum sună pe țărm, adică pe pământ, da? Romgaz operează mai multe Perimetre de explorare, de foraj, au sonde de foraj, și la adâncimi foarte mari în pământ reușesc să extragă gazele naturale prin acele sonde. Gazele naturale, odată ce au fost extrase, sunt purificate, sunt ajustate ca să respecte standardele gazului natural care există la nivel de industrie, bineînțeles reglementate de ANRE și de autorități mai mari decât atât la nivel european și internațional, după care acele gaze naturale ajung la furnizori, dar ele sunt înmagazinate o perioadă destul de lungă și vedem că la Ploiești RomGaz operează un mare centru de înmagazinare, da? este o altă societate comercială în grupul RomGaz și vedem cât de mult înmagazinează acolo gaze naturale, după care sunt prin transgaz, da? care am acoperit transgaz în videoclipul precedent. Transgaz este operatorul de transport al gazelor naturale, da? de la producător sau de la centrele de înmagazinare către consumatorul caznic sau industrial. Da? Și e foarte important să înțelegi această dinamică pe lanțul valoric. Deci RomGaz asta face. Produce, explorează și are operațiunile onshore. În principal, acolo sunt, acolo există. Sunt costuri mult mai mici și onshore se întâmplă lucrurile, da? pe țărm în principal că există și posibilitatea offshore și că e ceva acolo care poate să fie o mină de aur, discutăm imediat în Neptun Deep. Dar până atunci, ideea este că RomGaz are aceste perimetre de explorare și explorează și produce, extrage gazul natural, îl purifică, îl ajustează cu anumite lucruri prin aparatele lor, după care îl livrează către clienții finali. Și de ce nu să devină furnizor mai mare și să furnizeze direct către clienții finali? Vedem că cam pe asta se mizează în perioada următoare. Deci sper că ai înțeles un pic RomGaz cu ce se ocupă. Acum, ideea este că a investit foarte mult în Neptune Deep. Neptune Deep este un proiect foarte interesant care este în Marea Neagră, foarte departe de țărm și la adâncimi uriașe, la cele mai mari adâncimi în Marea Neagră. Și vedem că a fost creat în asociere, în participațiune, joint venture între OMV Petrom și ExxonMobil, americanii Exxon Mobil și RomGaz a achiziționat recent participația Exxon Mobile pentru 5 miliarde și acum sunt rom, gaz și OMV Petrom în joc. Dacă vor reuși să găsească gaze naturale, da, în acest proiect Neptun Deep, în Marea Neagră, zeci de miliarde de metri cubi, atunci gândește-te că ar putea să fie un jackpot pentru România, ar putea să exporte extrem de mult în gaze naturale, să sperăm că nu mai importăm, și atunci ar putea aceste companii să facă profituri uriașe, dar dacă se sizezi în exprimarea mea un lucru important, tot spun ar putea. Și atunci, vreau să introduc o noțiune poate mai complicată, dar o explic simplu. În evaluarea unei companii, finanțe corporative, pe lângă metodologiile clasice, discounted cash flow model, da? când actualizezi fluxul de numerar, multipli de evaluare, ai opțiuni, da? real option valuation, adică tratezi un proiect care are mai multe scenarii probabilistice de reușită, cum ar fi proiectul Neptun Deep, prin anumite opțiuni. Ce înseamnă asta? E ca o opțiune pe acțiune, doar că este o opțiune reală. Proiectul respectiv poate să câștige sau poate să eșueze. Și tratezi investiția ca pe o opțiune. Și atunci, o opțiune cam scumpă, sincer, 5 miliarde, dar este ca o opțiune ce a făcut RomGaz. A achiziționat un potențial. Tu dacă cumpere acum RomGaz, ca să înțelegi un pic la ce mă refer, dacă cumperi acțiuni în RomGaz, cumperi atât operațiunile de astăzi, fluxul de numerar operațional de astăzi și din viitor, care e destul de cert din operațiuni recurente, cât și opțiuni de creștere da, integrate din proiectul Neptun Deep. Nu vreau să sune complicat, însă vreau să înțelegi că sunt opțiuni atașate la prețul pe acțiune, da, opțiuni reale pe care tu le achiziționezi. De ce? Pentru că potențialul de a reuși să găsească acele gaze naturale, să le extragă și să le vândă este uriaș, însă nu este sigur. E la fel ca o opțiune. Exerciți sau nu exerciți, dacă este în favoarea ta prețul și, bineînțeles, alte caracteristici. Dar vreau să înțelegi că RomGaz acum are o opțiune importantă, da? Poate să reușească sau poate să nu reușească această investiție uriașă și atunci e un risc mai mare. Dar și randamentul poate să fie mare dacă va reuși să își extindă posibilitatea de producție prin accesarea acelor gaze naturale destul de abundente, să spun așa, din Marea Neagră, care se presupun că există prin studii geologice care au fost făcute de către experți. Uite, poți să citești pe OMV Petrom despre Neptun Deep și să vezi aici toate informațiile necesare dar să înțelegi exact cum a luat naștere acest proiect și poți să cauți pe internet mai multe detalii. Dar am vrut totul să fac o paranteză importantă pentru că noi vorbim investiții pe acest canal și trebuie să înțelegi ce înseamnă achiziția acțiunilor RomGaz. Nu cumperi doar fluxul de numerar operațional înregistrat anul acesta și anii viitori și în perpetuitate, cum faci pentru o acțiune obișnuită, ci cumperi și opțiunea de a reuși în Neptun Deep, o opțiune care e un potențial, dar nu este 100% cert că vor reuși să extragă și că vor vinde acele gaze naturale. Deci ea în calcul acest lucru, da? Și atunci investiția respectivă de 5 miliarde, care poate să fie mare, poate să deblocheze 10 de miliarde în timp, adică dividende uriașe pentru tine, sau poate să expire ca o opțiune pe instrumente financiare worthlessly, adică fără valoare. Asta e foarte important să iei în calcul. Dar cred că a venit momentul să ne uităm în situații financiare pentru RomGaz. Hai să vedem ce rezultate au avut. Deci hai să ne uităm puțin la cifra de afaceri. Vedem că a avut o creștere foarte mare cu 128%. Vedem în trimestrul 4 că au raportat mai puțin decât în trimestrul 3 ca cifră de afaceri, dar e și cumva sezonier. Ai văzut că au spus că atunci Încheie mai multe contracte, vedem cheltuieli care au crescut cu 163%, rezultat brut, vedem o creștere cu 45%, ceea ce e un lucru bun, rezultatul net cu 32% creștere, vedem EBITDA, creștere cu 26%, indicatori operaționali buni, rezultatul pe acțiune are o creștere cu 32,87% la 6,6 RON pe acțiune. Un lucru foarte frumos, număr de angajați, vedem că angajează aproape 6.000 de români romgaz, ceea ce îmi place să văd acest aspect, pentru că înseamnă că își extind operațiunile. Vedem aici, producția de gaze naturale estimată pentru 2022 a fost de 5 miliarde de metri cubi, cu 92,60 de milioane de metri cubi mai mică, da, față de anul anterior. Cifra de afaceri preliminară, 13,38 miliarde de lei, da, creștere costă 28%, am discutat despre asta și de unde Derivă această cifră de afaceri, derivă din vânzarea de gaze naturale realizată în 2022, care este de 11,3 miliarde de lei, în creștere foarte mare. Cantitatea de gaze naturale am văzut că a fost mai mică cu 4,54% în 2022 față de 2021, iar în activitatea de înmagazinare putem să vedem, ți-am spus că au operațiuni de înmagazinare gazelor naturale și, bineînțeles, câștigă bani din asta, se observă o creștere cu 80,51% a cifrei de afaceri ca urmare a majorării cu 60,18% a serviciilor de rezervare, da 115 milioane de lei, cu 249%, 84 36 milioane de lei, a serviciilor de injecție, 28,29%. La nivelul depogaz, creșterea cifrei de afaceri din aceste servicii este de 51,85%. Și vedem că vând și energie electrică destul de mult, a crescut cu 313%. Da, vânzarea de energie electrică, presuri uriașe la energie electrică, putem să vedem că producția este în creștere față de anul anterior, înseamnă că se extind și pe această latură, ceea ce îmi place să văd că și diversifică sursele de venit din mai multe părți. Cu toate acestea, activitatea de producție și vânzare energie a energiei electrice a înregistrat o pierdere de 49,9 milioane de lei cauzată de supraimpozitarea veniturilor obținute în acest segment. Dacă ei încă nu sunt foarte bine dezvoltați, foarte bine capitalizați pe segmentul de energie electrică, din cauza acelui peste 450 de lei, au avut și costul mai probabil la început să se dezvolte și pe sursa aceasta le-a erodat profitabilitatea mult. Și am discutat deja despre aceste ordonanțe în articolul respectiv, poți să te întorci înapoi în videoclip să vezi dacă vrei. Vedem cheltuieli cu redevența petrolieră, inclusiv redevența pentru activitatea de înmagazinare, au crescut cu 923 de milioane de lei față de anul trecut, respectiv cu 123% în principal, ca urmare a creșterii prețului de referință, da? Și poți să vezi, de unde provine? Cheltuiala cu redevența a scăzut în trimestrul al patrulea, datorită livrării a peste 90% din cantitatea vândută la preț de 150 de lei pe megawatt oră. Și vezi graficul de la ANRM aici, poți să te uiți. Impozitul pe veniturile suplimentare din activitatea de vânzare a producției de gaze a crescut în 2022 cu 3,65 de miliarde de lei, comparativ cu anul 2021. Și putem să vedem că tot repet această informație datorită livrării a peste 90% din cantitatea vândută la preț de 150 de lei pe megawatt -or. Și foarte important, în 2022, pentru producătorii de energie electrică, știi că s-a introdus, am tot vorbit pe acest canal, impozitul pe venituri suplimentare cu fondul de tranziție energetică, vedem că valoarea aferentă a acestor două taxe a fost pentru RomGaz 404 aproximativ milioane de lei. Și dacă adăugăm toate impozitele de solidaritate, să le numim așa la nivel agregat, atât pe gaze naturale cât și energie electrică, valoarea aferentă anului 2022 da, de plătit către stat este de aproape 1 miliard de ron. Miliard de ron care potențial ar fi putut veni către tine în dividende, bineînțeles, după costurile aferente, dar se duce către stat. Se duce către stat, care tot tu ulterior să beneficiezi de facturi mai mici în gospodăria ta personală. Acum, ce putem să vedem? Cifra de afaceri, vânzare, producție, gaze și energie electrică. Vedem ce creștere mare a existat, dar vedem și impozitul pe venitul suplimentar. Ce creștere mare a existat. Acum, foarte important că o să ne uităm și în conturi de profit și pierdere și în cele trei situații financiare. Dar Romgaz a finalizat achiziția în august 2022 a acțiunilor Exxon Mobile Exploration și Production Romania Limited, care deține 50% acum din drepturile dobândite și obligațiile asumate, da, prin acordul petrolier. Prețul final de achiziție e 5,1 miliard de RON, da? Deci, cred că ar trebui puțin să lăsăm informația să se asimileze. 5, aproximativ 12 miliarde de ron. Asta a fost suma plătită pentru participația Exxon Mobile, finanțată din fonduri proprii și un împrumut bancar de 1,6 miliarde de ron, ca să știi ce cumperi dacă investești în romgaz. Ce voiam să zic că nu am menționat, ar fi trebuit, redevența petrolieră. De ce plătesc ei redevență petrolieră? E foarte important pentru că ei au drepturile în România, sub acordul respectiv cu statul, au drepturile să exploreze și să producă gaze naturale, și pentru aceste drepturi, ca în fiecare stat de altfel, trebuie să plătești o redevență petrolieră către stat. Să nu uităm, sunt companii reglementate, foarte reglementate, ceea ce nu e un lucru rău neapărat în industria de energie. Pentru că energia ar trebui să fie sigură pentru cetățeni și statul are obligația să asigure un nivel foarte optim și să creeze siguranță în energie pentru cetățeni, că fără energie ce facem? Acum, indicatori fizici. Putem să vedem că RomGaz a produs mai puțin gaz metan extras brut și, bineînțeles, dacă te uiți pe partea de gaz metan din producție proprie și hai să ne uităm totuși la final, să vedem exact, gaz metan total livrat este în scădere, da? De la 5,16 miliarde de metri cubi la aproximativ 5 miliarde de metri cu o scădere cu 1,69%. Deși această scădere am văzut cifre de afaceri mai mare datorită prețurilor, pentru că s-au scumpit prețurile, vedem și producție energie electrică care a crescut foarte mult în gigawatts-oro. O să ne uităm la cifre de afaceri și o să ne uităm la acești indicatori financiari în situații financiare, în cele ce urmează, dar aici îmi place că ai segmentat fiecare element pe trimestru și poți să vezi cam ce creștere și scădere dinamică a fost de la trimestru la trimestru, e destul de important și acest aspect. Uite să vezi cifra de afaceri pentru rom gaz, de unde derivă ai, venit din gaz vădut din producție internă, din alte aranjamente, din servicii de magazinare, da? poți să vezi din energie electrică și toată cifra de afaceri a acumulat 13,3 miliarde de ron, o creștere cu 128% din toate aceste părți. Dacă te uiți să vezi, cel mai mult, bineînțeles, din partea de gaze. După sunt neglijabile, chiar și energia electrică, neglijabil, dar în principal derivă din vânzarea de gaze naturale, pentru că asta face Rom gaz, gazul din România. Simplu, nu? Vezi aici conform ordonanței de urgență ce tarife de înmagazinare există pentru că e reglementat și ar trebui să verifici acest aspect. Vedem că discută puțin și despre tensiunile geopolitice. Aici poți să observi exact mișcările în fiecare element de unde derivă, da? dar nu mai acoperim acum din motive de timp. Hai să ne uităm totuși și în bilanț. Putem să vedem că au crescut în totalul de active imobilizate datorită achiziției participației în Exxon, bineînțeles. Stocurile, ia să vedem, stocurile au scăzut un lucru foarte bun pentru capitalul circulant, creanțele au scăzut foarte bine, îmi place, o să avem un flux de varar operațional sporit, vedem că totalul activelor are o creștere de 27% și capitalul foarte mari, deci au datorii mici, vedem asta în pentru companii deținute de stat, un bilanț care nu arată rău, total datorii pe termen lung foarte foarte mic față de totalul de active, adică în structura de capital se finanțează puțin de la terți dar totuși putem să vedem că împrumuturile bancare au crescut cu 1,1 miliarde de ron pentru achiziția participației în ExxonMobil, care e destul de mult. Acum vedem că discută și despre anumite potențiale obligațiuni spre a fi emise, deci am calcul și aceste aspecte. Majorarea la active imobilizate a fost determinată de achiziția societății ExxonMobil, da? Costul achiziției 5,12 miliarde de lei. Active circulante, vedem că numerarul a scăzut. Stocurile, vedem că au scăzut. Numerarul, numerarul și echivalentele de numerar și alte active financiare în sumă de 2 miliarde de lei aproximativ față de 4 miliarde în 2021 s-au folosit de bani să achiziționeze, această diminuare a fost generată în principal de achiziția Exxon, am discutat deja, și la datorii pe termen lung tot pentru această achiziție. O opțiune atașată la acțiunea pe care o cumperi. Mă repet, nu e deloc complicat, nu vreau să crezi să fie ceva, cum adică cumpăr opțiuni, nu cumperi opțiuni financiare, cumperi o acțiune dacă cumperi în romgaz și ai anumite opțiuni atașate Că în viitor există posibilitatea să reușească pe această platformă sau nu. Și atunci, de fapt, acolo sunt o serie de opțiuni reale atașate la acțiuni, pentru că sunt foarte mulți dacă și poate în ecuație. Și fiecare dacă și poate are o opțiune cumva. Și tu cumperi un potențial uriaș sau un eșec mare dacă nu va reuși. Dar să sperăm că va reuși, dar pe partea optimistă, totuși trebuie să rămânem realiști și neutri în analiză. Acum, datorii pe termen scurt, alte datorii, distribuirea de dividende. Vedem din rezultatul reportat că plătesc dividende. Hai să ne uităm puțin pe situația fluxurilor de trezorerie. Putem să vedem numerarul generat din activități operaționale. Are o creștere foarte mare, 47% înainte de variația în capitalul circulant, dar după, vedem o creștere mare, că am văzut că activele circulante au scăzut, ceea ce creează mai mult flux de numerar operațional, îl sporește. Putem să vedem că are o creștere de aproximativ 40% de la an la, la aproape 4 miliarde de ron. Îmi place foarte mult ceea ce văd, au flux de numerar operațional bun, mare, uriaș. Bineînțeles, nu acoperă integral achiziția în Exxon, dar s-au și finanțat, da? Putem să vedem la partea de finanțare, deși au plătit și dividende, putem să vedem împrumuturi acordate, au avut tragere mare, care alături de fluxul de numerar operațional, să poată să financeze achiziția ExxonMobil, bineînțeles. Romga se tranzacționează acum la 40,5 RON pe acțiune și putem să vedem că a avut o creștere destul de mare până în vara anului 2022, după care o scădere, nu neapărat o scădere foarte, foarte mare, însă vedem că a intrat într-un platou aici, dacă dăm pe ultimul an. Este un platou, nu prea a avut variație prea mare. Vedem că capitalizarea bursieră este de 15,6 miliarde de RON. Are un price to earnings de 5,42, un price to book de 1,68 și un randament al dividendului de 9,38. Deținut de statul român 70% și restul de persoane juridice și fizice. Un videoclip mai lung, știu, doar că am avut foarte multe aspecte de acoperit. Am vrut să discut despre RomGas, cu ce se ocupă, să înțelegi diferențele dintre onshore și offshore, să înțelegi despre Neptun Deep, cum poate să fie o opțiune uriașă, da, care să se reflecte într-o apreciere puternică pe acțiune pentru RomGaz dacă va reuși în viitor sau într-un potențial eșec dacă nu va reuși. Da, sunt foarte mulți dacă și dacă, de aceea au achiziționat o opțiune. Mă repet, și pe lângă aceste aspecte ne-am uitat pe situații financiare, am văzut că a avut rezultate foarte bune RomGaz, din păcate impozitele și taxele de solidaritate erodează marja de profitabilitate, nu spun că legea e rea, nu fac politică pe acest canal, însă încerc să fiu neutru din perspectiva unui acționar investitor și atunci trebuie să judecăm cărțile așa cum ne sunt date. Din perspectiva unui cetățean, mă bucur să văd că plătesc mai puțin, din perspectiva unui investitor, nu mă bucur să văd că primesc mai puțin în dividende. Da, este neutralizat efectul, nu la delta neutral să spun așa, dar nu este neapărat benefic pentru investitori. Nu mă înțelege greșit, tot sunt rezultate bune tot au crescut prețurile, 450 de lei, 150 de lei pe megavatoră, tot sunt cifre maricele, dacă continuă așa și nu scade prețul la energie, tot poate să reprezinte o vacă de mulți un cash care au prin dividende și bineînțeles poate să fie și un growth stock romgaz dacă va reuși să extragă acele gaze naturale din Marea Neagră și să le vândă, dar pe termen lung. Sunt foarte curios dacă ți-a plăcut această analiză, a fost mai lungă cei drept, te rog să lași un comentariu la acest videoclip, să-mi transmiți gândurile tale despre această analiză, despre investiția în RomGaz, tu deții RomGaz, cumperi RomGaz, transmite-ne și nouă în comunitatea Foxland, pentru că suntem curioși să aflăm, vrem să știm de la investitori ce fac, ca să putem să judecăm într-un cumul de idei raționamentul cel mai optim. Te salut și ne vedem în videoclipul următor în care o să discutăm despre alt jucător din energie, dar de data aceasta mai diferit și anume Conpet. Te salut și îți urez investiții profitabile! Ciao